Am revenit. Să vedem acum anii pentru nativul câine Anca. 58, 70, 82, 94, 2006, 2018. Vedeți, era o cursivitate, mai bine să le spună el, că nu pierdem vremea. Bun, Steaua Victoriei aduce suma 10, asta trebuie să știe. Ce înseamnă asta? Noroc. Deci, într-o lună de dragon, care este luna semnului conflictual, ei sunt ajutați, spuneam chiar la începutul emisiunii, de această conjunctură a stelelor sau a energiilor, să le spunem, care aduse împreună, într-adevăr, sunt niște stele de putere și mai fac și suma 10. Deci aduc un echilibru, o echilibrare în viața lor, atât din punct de vedere profesional, deci din punct de vedere profesional este primul, și oportunități financiare. E adevărat că vor avea mici obstacole, fie de sănătate, dar nu ceva grav, deci ne gândim la ceva grav, pentru că e această lună de semn conflictual, de dușman, să-i spunem, de dragon, pentru ei și, într-adevăr, cineva poate să apară să le pună bețe roate. Dar pot să fie propuneri de a face parte dintr-o echipă nouă, de exemplu, la locul de muncă pentru nativii câine, iar efortul lor va fi apreciat și remunerat pe măsură. Adică sunt vești bune și iată, cum spuneam, mult mai bine să ai niște stele bune într-o lună de dușman decât să ai și stelele proaste, atunci, într-adevăr, ar fi fost o problemă. Pe de altă parte, să nu uităm, câinii sunt unii dintre favorizații zodiacului în acest an, pentru că ne aflăm într-un an de mistreț și împreună cu mistrețul se știe că îi fac casa domesticității. Asta înseamnă că foarte mulți nativi câine se pot căsători în acest an, deci se așează în matcă, în casa lor, cum se spune, sau devin mai liniștiți, sau își găsesc un job care într-adevăr e pe gustul lor. Chiar și în această lună nu au opreliști legate de acest aspect, pentru că spuneam că planul profesional este destul de bine aspectat. Și iar cu relația de dragoste, deci merge foarte bine, în mod normal, sau merge mai bine în această lună, trebuie doar și ei să mai lase de la ei, să fie puțin mai toleranți, pentru că împreună cu dragonul se creează acolo o energie foarte puternică și se știe, câinii fiind o zodie justițiară, într-o lună de dragon își pot exercita cam puternic dorințele și atunci pot să sperie nițel sau pot să alunge puțin pe oamenii mai apropiați să se facă cum vor ei. Noi sfătuim să nu fie așa și să încerce să asculte și opiniile altora și atunci nu vor fi opreliști prea mari. Deci să nu uităm că în afară de această sumă 10 pe care a menționat-o și Anca, tot anul acești nativi ai zodiei câinelui sunt binecuvântați de o stea formidabilă, da? O stea de protector divin, da? Ca să-i spunem așa, Tianxi, care nu face altceva decât să le îmbunătățească relațiile cu oamenii. Se spune că vor munci foarte greu pentru bani, vor fi capabili să facă foarte mulți bani, dar vor munci pentru acestea, nu le cad din cer. Această lună a lor nu îi face decât să devină puțin mai irascibil. Adică o lună opusă. Da, le sare țandăra mai ușor. Dacă nu pot să se controleze, vor avea mici probleme pe chestia aceasta. Da, adică pot să îndepărteze anumiți oameni de prin împrejur, însă totuși fiind așa de entuziaști, având aceste energii bune, pot să capteze atenția cuiva, o persoană mai influentă, care să-i ajute. Deci au spor, au cumva ajutor. Se spune că de asemenea este o lună foarte bună pentru cei care nu sunt într-o relație în a-și găsi relația. O să spune, stai domnule că ai zis că dragonul e luna lor conflictuală. Vreau să vă spun că pe lângă aceste interacțiuni între animale, pe lângă stelele lunare, pe lângă stelele anuale, mai există niște energii care noi le menționăm de fapt la începutul anului și le-am menționat și la tine în emisiune, la începutul anului, care patronează aceste semne zodiacale. Că spuneai mai devreme, domne, dacă are steaua 5, o duce rău tot anul? Nu duce rău tot anul dacă are măcar o stea bună, da? Sau o energie bună. Dar oaia are energia anul acesta? Se spune că cea mai bună energie a lor e că cea mai proastă stea nu e puternică. Da. Deci... Ei, și la câine, deci această energie a elementului pământ, cam în exces pentru ei. Ei sunt zodie de pământ yang, luna este de pământ, dragonul, cu element pământ, da? Din fericire nu au o stea de pământ, totuși pe sectorul lor, deci
pot să producă prosperitate cu atenționarea să nu-și exprime prea agresiv ideile și dorințele. Asta este o atenționare pentru ei, în rest totul merge destul de bine. Adică nu sunt probleme, să nu se sperie că sunt în lună de dragon și gata, se surpă totul. Apropo de surpare, mă gândeam așa ca predispoziții generale, fiind pământ yang pe pământ yang, când acesta e muntele care se poate mișca, putem să auzim prin lume de mișcări tectonice în luna aceasta dragonului, nu de alta, dar vine sub elementul pământ yang, că dacă venea sub alt element, nu mai era chiar așa. E mai ales că aceste mișcări se pot manifesta în lunile de destabilizare. Adică să nu credem pentru un moment că dacă toate componentele vor fi numai pământ, vor avea loc destabilizare. Zilele de destabilizatoare, dar da, trebuie să fie de dragon, zile de câine, de dușman, pământ yang cu pământ yang, se pot dacă am găsit un șarpe, un foc care să producă destabilizarea. Da, sunt zilele mai multe de șarpe se pot întâmpla aceste evenimente și zilele de câine, cum spuneam. Mai sunt câteva, mă rog, aspecte de care se ține cont. Dar iată că acești câini, deși sunt sub... Dar, spre exemplu, îmi cer scuze, Marian, da, în anii în care au fost cu tremurele acelea mari, da, au fost, s-au regăsit elemente... Da, da. Deci, și la orele. 7-7 a fost... Ce oră a fost? A fost 7-7. De exemplu, a fost la oră de câine, da. 7-7. Da. Dar era oră de câine. Era oră de câine, dar... Și era an de șarpe, mișcările tectonice. Destabilizatoare. De asta spun de zile de șarpe de data asta. Deci acum ne gândim la zile de șarpe. Și ora era de? Câine. La 9 și 16 minute. Și de ce era rău? Păi câinele totdeauna, deci aduce pământul. Anul ăsta eu nu... Nu cred că, adică din punct de vedere al hărții, nu ar exista cutremure cu foarte solid pământ, ci ar exista mici mișcări. Era pe oră de iarnă, încă era 4 martie, era pe oră de iarnă. Anul nu se schimbase nu, ora. Nu se schimbase. Bun, cred că era oră de mistreț, care este dușmanul șarpelui. Deci iarăși o ciocnire. Deci totdeauna aceste acolo mișcări se pot... Dar mă gândeam la cutremurul ăsta ultimul, care a fost de ne-a trezit din somn pe majoritatea, cel puțin în București. La Bivol. Anul trecut, când era an de câine, pământ, da, da, pământ noaptea, yang, da, cu la ora pământ de Bivol yang deasupra, deci pământ pe pământ, exact. Asta a fost la ora de Bivol, care este pământ in. Era cu pământ in pe pământ in, deci mult, foarte mult pământ in alături de yang, deci destabilizat, pământ destabilizat. De asemenea, anul trecut avea o componentă puternică de lemn și spuneam că pământul poate să o ia la vale, că au fost multe alunecări de teren, apropo de conjunctură, din cauza lemnului, pentru că da, lemnul destabilizează pământul. Deci, să mergem și la mistreți, care sunt anii... Fericiții zodiacului,